Comitetul Local pentru Situații de Urgență a decis astăzi ca un imobil situat pe strada Petru Rareș, care stă să se prăbușească, să fie demolat. Aș vrea să vă aduc la cunoștință ordinea de zi pe care vă propun, și anume, la punctul 1, informarea asupra situației create ca urmare identificării unui imobil care prezintă de pericol public. Luni 18 aprilie 2016, mai mult și puțin din strada Petru Rareș, ne-au informat asupra faptului că în zonă există un imobil la adresa Petru Rareș numărul 9, care riscă să se prăbușească peste construcțiile învecinate. Am fost la fața locului, am luat legătura cu cetățenii din zonă și am constatat, vedeți, dumneavoastră aveți imagini, aveți fotografii în... Că imobilul riscă să se prăbușească peste construcția din imediat apropiere. Comitetul Local pentru Situații de Urgență a decis împreună cu proprietarul clădirii ca imobilul de pe strada Petru Rareș să fie demolat cel târziu pe 30 ianuarie. La legătura cu proprietarul... Alea cred că sunt altele, nu? Nu, alea sunt. Da, care este plecat în străinătate și printr-un publicitat dumnealui am căzut de acord să asupra demolării imobilului care prezintă pericol public. Pentru care am cerut președintului Comitetului Local pentru Situații de Urgență convocarea în regim de urgență a Comitetului Local. Costurile aferente demolării și transportului deșeurilor survenite în urma acesteia vor fi suportate de către proprietarul imobilului.